Câțiva bucureșteni, destul de mulți, au intrat deja în mini-vacanța de 1 mai și cum se face asta? Cu primul gând, unde să facă grătarul? Cei care nu stau la casă au zeci de spații special amenajate, atât în București cât și în împrejurimi. Dar, atenție, în unele locuri nu avem voie să facem focul, ci doar să mâncăm ce am gătit acasă. Amenda poate depăși 2000 de lei. Bucureștenii care rămân în oraș de 1 mai caută din timp cel mai potrivit loc unde să se relaxeze. Sarcinile sunt împărțite deja în familie. Voi merge la țară și voi face grătar cu ai mei și cu niște prieteni. Tata și prietenul meu. Ei face cel mai bun. Dar femeile nu se descurcă. Ba da, păi cine pregătește carnea pentru grătar, nu femeile? Grătar fac mereu, e ceva comun acum. Am văzut și unele femei care fac mai bine decât bărbații. Capitala și împrejurimile ei au câteva locuri special amenajate cu grătare construite de autorități. Altele permit aprinderea focului controlat cu grătar adus de acasă, iar în cele mai multe dintre parcuri e voie doar cu alimente gata preparate și o pătură pentru picnic. Unele locuri închiriază grătare. Ei pot veni și cu grătarul propriu, neapărat să aibă picioare, însă dacă nu au un grătar în dotare, pot închiria un grătar și de la noi din incintă. Zilele libere de 1 mai sunt o bună ocazie pentru prieteni să se întâlnească și să petreacă ziua întreagă. La mine, în familie, bărbații fac în general grătarul, clar se descurcă mult mai bine. Iar până e gata mâncarea, e timp și pentru puțină mișcare în aer liber. În pădurea Cernica, lângă zona specială amenajată pentru grătare, se află un loc de joacă pentru copii, destinat activităților în aer liber. Se pot da cu tiroliana și pot face trasee prin copaci, adaptate vârstei, dar și gradului de dificultate. Deși sunt anunțate zile însorite, cei care sunt speriați de ploi pot căuta zonele de picnic prevăzute cu foișor. În apropierea locuințelor, locurile sunt limitate, însă cei care nu vor să facă drumuri lungi au ocazia să iasă la grătar chiar lângă bloc. În parcurile din București, de exemplu, sunt grătare special construite, astfel că oamenii trebuie să-și aducă de acasă doar cărbunii și carnea sau legumele. În jur este suficient spațiu, inclusiv pentru copii, care pot alerga în voie pe iarbă. Cei care fac grătar în zone care nu sunt amenajate special pot primi o amendă cuprinsă între 2000 și 5000 de lei. Cei care lasă deșeuri riscă și ei amenzi de până la 500 de lei. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.